spada spajma, kao ninja, am să te transform într-o baladă, am să te iubesc, așa cum sânge. Răsădește, Doamne, dragostea și crin, rodorul năpădit de mult. Și așterne peste munți, te scură liniștea, iertarea și serin. Să vă iubiți mereu, că așa vrea Dumnezeu. Aseară am visat, eram la cala ta, da, sărbătorind se știe, da, da, un an de librărie, da, da. V-am dorit să fie mulți ani cu bucurie, să vă iubiți mereu, că-și-a vrea Dumnezeu. La carmă, da, este dragostea, încearcă să-i zâmbesc, pe noi să ne iubesc. La carmă, da, este dragostea, să vă iubiți mereu, că-și-a vrea Dumnezeu. Haideți cu mine! Hei, hei, hei! Mai copiați! Hei, hei, hei! Și vino pe la trei, da, da, da. Și spune-mi dacă vrei, da, da, da. Să-ți cântăm ceva, aici la Karma, da. Și chiar dacă nu vrei, noi tot cântăm la trei, aici la Karma, da, unde este dragostea. La Karma, da, este dragostea, încearcă să-i zâmbești, pe noi să ne iubești. La Karma, da, este dragostea, să vă iubiți mereu, că-și-a vrea Dumnezeu. Hai, hei, 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 și te e Carmen, da, Sorina Magna, am dorit să fie, mulți ani cu bucurie, am dorit să fie, ceva peste o mie, să vă iubiți mereu, că-și-a vrea Dumnezeu. Haideți cu mine, că e ușor. La Karma, da, este dragostea, încearcă să-i zâmbesc, pe noi să ne iubesc. La Karma, da, este dragostea, să vă iubiți mereu, că-și-a vrea Dumnezeu.
împotriva mei, Dumnezeu. Încearcă să o iubești, de noi să-ți amintești, doar că armata este lacrima, să vă iubiți mereu, că așa vreau Dumnezeu. Este dragostea, încearcă să-i zâmbești, de noi să ne iubești, mai descurs. E și dumneata, să vă iubiți mereu, că așa vrea Dumnezeu. Hei, hei, hei. Și de e Carmen, da, ha, ha, ha. Sorina lacrima, ha, ha, ha. Vreau dorit să fie, hei, 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 ceva peste o mie, ha, ha, ha. Mulți ani cu bucurie, să vă iubiți mereu, că așa avea Dumnezeu. Bă, cărma ta este mai cu viață, să vă iubiți mereu, că așa vrea Dumnezeu. La cărma ta este dragostea, încearcă să-i zâmbești. Și pe voi și pe noi. Și gândurile mai vin, o să mă, să închid fereastra, să nu văd frunzele, un calin. Vă focul și preumblăte prin casă, fără să spun niciun cuvânt. Vreau să mă simt la tine acasă, să nu simt frunză, cum zboară în vânt. Învăluit în straie de culcare, așează-mi alăturea cum vien. Și drapă numere fără încetare, să laud frunzele, să pași cum încerc. În noaptea asta, nici câte ceasul nici. Mai bine, lasă-mă să închid fereastra, să nu văd frunzele, în cadină. Mai tare dacă vrei, mai aproape. Deci bine ați venit, ne bucurăm foarte mult. O să vedeți că astă seară este altceva, în sensul că avem o conferință extraordinar de interesantă, iar invitații noștri sunt dintre cei mai speciali pe zona asta. Vă spun bun venit și dați-mi voie să îi prezint pe oaspeții noștri. Vă spun bun venit la librăria Karma și la Calhat, Marie Timur. Maria este psiholog, dar este terapeut. Bun venit! Cum vă spuneam, este terapeut. Iată! Deci, cum vă spuneam, să reiau, este terapeut Maria, este scriitor, poet, jurnalist și, dincolo de asta, este un om minunat. O să vă dați seama imediat ce va începe să vorbească. Domnul Marius Ghidel. Domnul Ghidel la Calafat, prima oară înțeleg. Domnul Rafael,
este o persoană excepțională, se sucă, are o experiență din care ea dorește să ne împărtășească. Maria ne va ajuta. Ion, aici este o femeie care se ocupă de cartea de privire. Și ce să vă spun? Nici nu pot să prezint, pentru că știți deja. Și atunci le spun doar atât în Nicu Nicușor. Mulțumim foarte mult, da. Vă doresc o seară extraordinară, cum sunt sigură că se va întâmpla. Profitați de seara asta, că de mâine vin nou problemele. Dar dacă de mâine mai multe întrebări, începând de mâine încolo, e bine. Cât vă stă răspunsul, aș vă dă foarte ajutor. Mulțumim foarte mult. Succes și să ne revedem cu bine. Succes, maestre! Deci este un fel de desfășurător, dacă vreți. Deci desfășurătorul noi l-am gândit într-un fel, dar putem adapta, că doar suntem între ai noștri cumva. O să înceapă Nicu Nicușor. O să continue Maria Timp și Magazin de el, iar la sfârșit o să continue Nicu Nicușor. E bine! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mă dădor! Bună seara, vă spun și eu, vă îmbrățișez pe toți. Vreau să vă spun că e a doua zi, când sunt, e a treia oară când sunt la Calafat, a doua zi de bucurie și de fericire. Nu știu ce mi se întâmplă, vă spun sincer. Și aveți cuvântul meu de om și de onoare și sunt un om de onoare, în general, în particular nu. Clar, glumesc, evident. Este pol de energie. Și nu pentru că am venit invitat aici. Pentru că de câte ori am venit aici, m-am simțit absolut minunat. Și nu numai pentru că la Calafat Dumnezeu este femeia, așa cum știți, vă rog să aplaudați asta pentru că sunteți aici. Sunteți minunate toate, absolut toate. Asta nu înseamnă că bărbații sunt cu ceva mai prejos, o să vedeți în seara asta, o să le cântăm și o să povestim despre lucrurile astea, despre bărbați și femeie, despre tot ceea ce înseamnă bucuria și divinitatea și spiritualitatea și nu numai, cântecul, poezia. Vedeți, de fiecare dată apare Carmen și ne prezintă pe noi, cei invitați. Nimeni, absolut nimeni, nu vine să spună câte eforturi sunt aici. O să spun eu de data asta, doamnelor și domnilor. Carmen Cică. Vă rog să aplaudați. Este bucuria. Fericirea miroase a tine, așa cum am spus ea prima oară, deci nu-i bine. Mulțumim, Carmen, că există, mulțumim că ești aici cu noi. Este, așa cum știm, unul din stâlpii importanți ai Carmei. Și poate și ai Calafatului, eu sunt convins de lucrul ăsta, o cunoașteți foarte bine, nu cred că trebuie să-l mai spun, mai multe despre ea. Doamnelor și domnilor, PR-ul acestei minunății de la Karma, nu este aceea decât Sorina. Sorina Bucuria, zâmbetul, iată. Îmi este foarte dragă, ne este foarte dragă. Dacă vreți să petreceți o seară foarte frumoasă sau o zi minunată, stați alături de ea, pentru că o să vă înveselească tot timpul. Se pricepe la foarte multe lucruri. Inclusiv a câștigat acum foarte de curând în Bulgaria toate premiile posibile cu formația de dansa. Încă o dată aplaudați-o pentru că merită. Nu în ultimul rând, așa cum am spus, speranța, bucuria, cântecul. Și așa cum am spus, i-am spus și ei de altfel, de multe ori, cine n-a cunoscut-o, nu știe ce înseamnă speranța, cei care au cunoscut-o se vor bucura permanent. Sau cei care n-au cunoscut-o vor muri neștiutori. Doamnelor și domnilor, lacrima. Este lacrima, bineînțeles,
Și să nu trecem peste ceea ce înseamnă tinerețea și vigoarea acestui loc minunat, Mihaela. Ele sunt cele patru dive, așa cum am spus, sau sunt ziene, dacă vreți, care păstoresc locul ăsta, care au declanșat proiectul ăsta și care au grijă de el. Vă mai spun un singur lucru și o să trecem la cântat. Este un proiect de mare anvergură, care va crește. Vă felicit pentru lucrul ăsta. Aveți grijă de cele 3-4 doamne, pentru că reprezintă o forță culturală a orașului. Încă o dată aplaudați-le și felicitări. Sunt emoționat de contingent, pentru că de câte ori vin aici, este bucurie pentru mine. Invitații noștri de marcă vor aduce cuvinte extraordinare și stări. De aceea m-am gândit că ar fi bine să deschid eu cu câteva piese care să vă așeze sufletele și să vă pregătească cumva pentru ceea ce va urma. Adică bucuria spirituală, bucuria de a trăi, bucuria de a avea un gând curat. O să deschid, evident, fericirea minunată mea, pentru că este cântecul de suflet și al meu și al dumneavoastră și al tuturor celor care iubesc. Am o singură pereche de blugi și o viață cu mai multe povești. Îți dau mult motive să fugi, dar nu-ți pasă și tot mă dorești. Înțeleg că nu poți să înțelegi, mă mai lezi și iarăși greșesc. Am doar visul că n-o să mă nești și-mi dai aripi să poți să putezi. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericirea miroase a tine. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericirea miroase a tine. Fericirea miroase a tine. Poate vrei să mai spargem un geam, să alergăm prin ploaie de scurs, să n-am bani, doar vise să am. Eu să fiu agramat, tu să asculți, și orice-ar fi să iubești că există, și oricum să mă vrei, să n-ador niciodată prea trist, și să-ți fac dintr-o soară cercei. Fericirea e simplă, stă în locuri mici. Fericirea miroase a tine. Fericirea e simplă, stă în locuri mici. Fericirea miroase a tine. Mă întreb cât de mult te iubesc și să nu mai vorbim de trecut. Să-ți mai uiți fularul în pat și să uiți că de fapt ai avut. Și din zile să facem povești, iar din nopți să nu facem trecut. Și când tot e gri să-mi zâmbești, să tot fim mereu la început. E simplă, stă în locuri mici. Fericirea miroase a tine. Fericirea e simplă, stă în locuri mici. Fericirea miroase a tine. Fericirea miroase a tine. A tine, și a tine, și a tine, și a tine.
Doamna domnilor, lucrul ăsta despre tot ce înseamnă iubire și bucurie. O să cânt din nou strofa care mi se așează mie pe suflet. Și o să o cânt pentru Radu Niculescu, pentru că este unul dintre cei mai importanți oameni pe care eu i-am cunoscut la Carnava, ca la faptul meu, doamnă, și unul din cei mai buni profesioniști și Radu Niculescu. Aș vrea să cântați cu mine pentru că merit și pentru că piesa merită. Și pentru că meritați. Tot ce e mai frumos. Poate vrei să mai spargem un geam, să alergăm prin ploaie de scurs, să n-am bani, doar vise săram, eu să fiu la gramat, tu să asculti. Și orice-ar fi să iubești că există, și oricum să mă vrei, să n-adou niciodată prea gris, și să-ți fac dintr-o sfoară ce vrei. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericirea miroase a tine. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericirea miroase a tine. Fericirea miroase a tine. Da, așa cum a pus e bucuria și sufletul și ochii mei, Iuliana. Și viața mea, Iuliana. O să trec pentru că, repet, vreau să pregătesc cumva terenul fertil al somităților oamenilor care se află lângă noi. O să vedeți că așa stau lucrurile. Am fost lansat cartea alături de Maria. Și a fost impresionant. Sala Dallas, sală full, evident. Și trebuie să intrăm în atmosfera asta. Cântecul ăsta, cu fericirea miroase a tine, e undeva un început. Dar unul dintre cei mai importante cântece, ale mele, de fapt, pe care le interpretez și care aparține fratele meu, Nicu Marian, a cântat în tinerețea lui, în studenția lui, alături de Daniel Iancu, la Petrol și Gaze, undeva la Ploiești, se cheamă Verbul a iubi și este scris pe versurile lui Minoradu Paraschivescu. Este un cântec absolut minunat, îngrozitor, cu ghilimelele de rigoare. Vă rog să-l ascultați. Este aproape imposibil ca vreunul din dumneavoastră sau cândva să nu fi trăit aceste lucruri. Fie că le-a trăit în studenție, în liceu sau acum, la o vârstă care nu mai contează. Iată cum sună. Ca nu te-a mai adus atât de mult ca și o stea. Te-ai depărtat și atât de sus. Mi-ai spus că pleci, nu te-am crezut și am sperat că o să revin din visul nostru cunoscut. Doar dragostea mea printre vii, verbul a iubi, să citești printre rând. Nu mai pot să-l scriu de atâtea gânduri. Verbul a iubi, să citești printre rânduri. Nu mai pot să-l scriu de atâtea gânduri. Tot muri de atunci eu. Sunt altul decât care am fost. Ajuns la sub, de-l vedem.
și sentimente fără rost. Mi-ai spus că pleci, nu te-am crezut și am sperat că o să revin. Din visul nostru cunoscut, doar dragostea ne prinde vin. Verbul a iubi, să-l citești printre rânduri, nu mai pot să-l scrii. De atâtea gânduri, verbul a iubi, să-l citești printre rânduri, nu mai pot să-l scrii. De atâtea gânduri. Atât de tare am să fii, am să zâmbesc, iubita mea, și n-ai să vezi că-i din sicri. Mi-ai spus că pleci, nu te-am crezut și am sperat că o să revin. Din visul nostru cunoscut, doar dragostea mea printre vin. Verbul a iubi, să-l citești printre rânduri, nu mai pot să-l scriu. Pe atâtea gânduri, verbul a iubi, să-l citești printre rânduri, nu mai pot să-l scriu. Pe atâtea gânduri, da, da, da. Cât mai bine decât frate, m-am spus, m-am spus și așa, el nu recunosc, mă întâlnesc cu el, cam asta este. Aș vrea să repet o strofă cu voi, se poate, haideți, la refren. Verbul a iubi, să citești printre rânduri, nu mai poți să scrii, de atâtea gânduri. Verbul a iubi, Maria am cunoscut-o la Boema 33. O să vă spun, în Piața Romană. Adică acolo. Desene frumoase, stau pe perni și am o pisică cu 9 vieți. E mai mult plecat, e adevărat. Și acasă când stă mai mult sub par. Ușa e veche, proasca-i nouă, Piața Romană, numărul 9. Ușa e veche, proasca-i nouă, Piața Romană, numărul 9. Așa că am spus că Maria la Piața Romană, la Boema 33, eram într-un cadru de poezi și am cântat acolo și acolo ne-am cunoscut. Maria, salturile Mariei sunt imense, adică ea a ajuns undeva în spiritualitatea extremă și o să o vedeți în seara asta. Vă rog să mai aplaudați o dată, Maria Timoș. Doamnelor, domnilor, o piesă care mie mi este foarte dragă și este piesa preferată a celei pe care eu am numit-o speranța și bucuria acestei așezământ, adică Lacrima. Se numește Diminesc cu tine. Și am rugămintea și aplaudați-le, pentru că de fiecare dată când se cântă cânte cu asta, da? Ne arată ceva. O invităm pe Lacrima, o invit lângă mine și o invit și pe Sorina, da? Bineînțeles, și pe Carmen. Haideți. Chemați-o. Uitați-vă cum vine. Aplaudați-o. Și ziarul, aplaudați ziarul, că să știți că nu mai vine.
nu, acolo nu e duminică, mai aproape, mai aproape, nu. Într-o seară, într-o noapte. Se cheamă Dimineți cu tine, o găsiți pe YouTube. E un cântec de dragoste. Dar cântecul ăsta îl dedic. Și o să vedeți și de ce, și de ce îl cânt acum. Pentru că este vorba despre acest lucru care se întâmplă în viața noastră. Îl dedic lacrimei sau luminei sau cum vrea să vezi. O știe ea de ce. Și noi, să aveți nevoie de noi. Stați aici, am zis că îl dedea, voi că o să cântați cu mine, dar îl dedic ei pentru că e cântecul ei. Și o să vă spună ea și de ce este cântecul ei la un moment. Place un vers, nu pentru că Andy nu este aici, deși că a venit, a plecat și iar a venit, o să vină și el mai târziu. Ai iubit-o, spune, eu cine mai sunt? Dimineți cu tine, sărbătoare mare. Ai iubit-o, spune, cum mai sub soare? Hai, dor.
Haideți cu noi! Hai, Lord, îngerii vechează. Lord, hai, Lord, când mai ești urtează. Apropo de piesa asta, le-am spus și fetelor, mi-a spus un tip, la un moment dat, venit cu o piesă absolut minunată, la asta doarme cam mult. Apropo de o glumă. Piesa o regăsiți pe YouTube și o să o regăsiți și pe un disc pe care eu îl pregătesc împreună cu Radu. O să-i fac lansarea aici, o să vedeți cum sună. N-am putut să-l facem acum pentru că vreau să intre pe discul ăsta câteva piese de studio și, bineînțeles, piesa pe care o să o cânt în seara asta și pe care v-am prezentat-o la început, la Karma, da, este dragostea, este imnul pe care eu l-am compus pentru Karma și sper să devină. Și tocmai îl lucrez în studio și aș vrea să intre pe acest CD. Ultima piesă pe care o să o cânt în seara asta este, de fapt, până o să intre Maria și cu domnul Idel, este o piesă de meditație. M-am gândit că este bine să pun piesa asta la capătul celor patru piese pe care le-am scris, pentru că e o piesă de meditație. Se cheamă Anxietate, e scrisă de Valisterian înainte să moară. Și vă rog să o ascultați, am niște versuri absolut minunate. Lasă-ți ochii să privească în voie tot ce mâine s-ar putea să nu mai vezi. Și ascultă ecoul durerii coborând peste noi cu prea multe dovezi. Caută azi să te bucuri pentru toate, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fii. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate, dar pleca dintre cei vii. Și încearcă să mai crezi și în bine. Și încearcă să mai crezi în bunul Dumnezeu. Poate El să nu uite de tine. Și o clipă să-i pese de sufletul tău. Caută azi să te bucuri pentru toate, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fii. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate, dar pleca dintre cei vii. Și încearcă, dacă poți, să nu mai plângi. Pentru teama ascunsă în noi toți, bucuria din suflet să nu arunci. Mai încearcă să trăiești atât cât mai poți. Să te bucuri
pentru toate, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fi. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate, dar pleca dintre cei vii. Caută azi să te bucuri pentru toate, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fi. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate, dar pleca între cei vii. Haideți cu mine că știți că nu vă las așa, pentru că ăsta mi-e felul, da? Caută azi să te bucuri pentru toate, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fii. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate, dar de la dintre cei mii. Să te bucuri pentru toate, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fi. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate, dar pleca foarte mult. O să avem conferința, după care vom cânta din nou, să plecați, să nu cumva să plecați, pentru că închidem ușa și închiți cheia, nu închițim cheile. De fapt, așa ne-am hotărât. Bineînțeles, o să rămâneți aici și o să facem și sauna. Nici fel de problemă. Dar, bucurați-vă de ceea ce aveți în seara asta, bucurați-vă de prezența a doi maestri. În spiritualitate. Doamnă și domnul Maria Timon și domnul Marius. Da, nu sigur, stai, nu mai ochi pe asta, așa, că te-a uitat. M-a invitat la Calafat, mi-a spus că aici e o căldură deosebită, că e ceva special și eu mă gândeam că poate e o căldură așa, ca cum e peste tot. Chiar nu e ca peste tot. Chiar nu este ca peste tot. Și vă spun, și mă uitam și la Nicu Nicușor, cu câtă pasiune cântă, cu câtă dragoste de cântec cântă, și mă gândeam, iată, asta este, asta aveți și dumneavoastră, faceți lucrurile din dragoste. Știți că nu sunteți întâmplător, probabil, aici, o să vă spun că nici eu nu cred că sunt întâmplător. Azi dimineață am avut o surpriză când am deschis Facebook-ul. Am fost uluită pentru că pe 11 iulie 2017, adică acum un an, m-am împrietenit pe Facebook cu Mariana Lacrima Curduc. Și niciuna dintre noi nu a știut când ne-am împrietenit. Chiar făcuse o postare frumoasă cu cartea mea Pași către tine însuți, vindecarea cauzală. Eu uitasem cu totul, pentru că sunt foarte mulți oameni care fac etichetări și e imposibil să-i țin minte pe toți. Însă, ce interesant, că am venit la Calafat tot pe 11 iulie. Aceasta se numește sincronicitate, nu știu dacă știți. Da? Carl Gustav Jung, un mare, unul dintre cei mai mari psihanaliști ai tuturor timpurilor, a vorbit despre sincronicitate, de altfel el a și definit acest concept. Și spunea că în spatele unor evenimente sau unor lucruri care par puse așa cap la cap, așezate,
așa încât le-a așezat o mână, anume să se întâmple așa, factorul din spate este de fapt Dumnezeu. Nicu Nicușor, care a cărui pasiune este uluitoare și cred că e un exemplu pentru noi toți din acest punct de vedere. Apropo de iubire, cum ajungem la iubire, iată, pasiunea, bucuria, plăcerea de a face un lucru, orice faci, și dacă găsești, și dacă mergi pe stradă, și dacă te duci la plimbare, și dacă ai un copil, sau îl crești, sau te duci cu el în parc, asta trebuie să facem. Noi ne energizăm și ne simțim cu totul și cu totul altfel decât atunci când stăm, cum spunea și Nicu Nicușor în cântecele lui, stăm și mestecăm acele gânduri negre în interiorul nostru. Să vorbim despre iubire, o să spun la sfârșit cât de încântată sunt de călăfățeni, cum să vă spun? Călăfeteni? Călăfățeni. Am să vă spun. Călăfătei? Călăfăteni. Călăfăteni. Eu ziceam călăfătei. Dar oricum ar fi, sunteți foarte frumoși și faptul că e așa dificil să spui termenul călăfăte, sau călăfătei, te face să te joci, să faci o joacă din cuvântul ăsta, și joaca asta creează energia. Sufletul nostru este de fapt cel care ne duce înainte, și dacă, apropo de legea rezonanței, care este o lege fundamentală în existența noastră, e și legea care face ca nimic să nu fie întâmplător, apropo și de karma, nu? Ca să explicăm ce este și karma. Deci noi nu ne întâlnim întâmplător. Dacă sunteți aici, cu siguranță undeva cu mintea, cu sufletul dumneavoastră, ați lucrat mult până acum ca să venim la Calafat, pentru că nu ne ducem chiar în toată țara. Unul, pentru că nu avem așa de mult timp, noi ducem în multe locuri, dar nu chiar peste tot. Și atunci când ne întâlnim cu ceva sau cu cineva, chiar la colțul străzii, chiar cu un cerșetor, asta nu este din întâmplare. Legea rezonanței funcționează la fel ca legea gravitației. Perfect. Nu are nici cea mai mică abatere. Așadar, dacă sunteți aici, este un motiv. Dumneavoastră ați atras întâlnirea cu noi, dumneavoastră ne-a chemat la nivelul sufletului, iar bunul Dumnezeu și legea spirituală a lucrat prin librăria Karma și prin doamnele minunate care se ocupă de această librărie. Cum este într-un orășel mic să se întâmple un lucru așa de frumos, este minunat. Adesea, în orașele mari, oamenii sunt prea grăbiți. Aleargă de colo-colo, se pierd în vibrația energetică mai joasă a vieții de zi cu zi, nu mai au timp pentru suflet, nu mai au timp pentru o lectură, nu au timp să se mai iubească și să se întâlnească între ei. Ce frumos că într-un oraș mic, mă uitam, e un oraș liniștit, cu clădiri vechi, cu mașini puține, și eu și Marius, și chiar Marius îmi spunea, să știi că eu cred că aici oamenii se cunosc toți între ei. Da? Foarte frumos. Acest lucru este minunat. Să ne cunoaștem toți între noi și când trecem pe unul pe lângă celălalt să ne spunem bună ziua, pe uliță sau pe stradă, să ne spunem bună ziua, să ne aruncăm un sâmbet. Asta creează o apropiere. Luna s-a alienat, nu știu dacă vă dați seama cum se trăiește acum în marile orașe, nu numai din România, în marile orașe ale lumii. Se trăiește în aglomerație. Am uitat de viața simplă. Fericirea este simplă, cum spunea Nicu Nicușor. Să știți că asta o spun cei mai mari înțelepți ai lumii. Fericirea este simplă, încă ceva este aici. El a spus tot ce vreau să spun până acum. Puteam să nu mai deranjez să vorbesc. Pentru că Nicu Nicușor, în câteva cuvinte, da, apropo de ce avem nevoie ca să ne încărcăm, să ne energizăm, avem nevoie de muzică de calitate, de muzică care transmite către suflet, vine către suflet și hrănește sufletul nostru.
de cuvinte sau de cărți care ne hrănesc și ne cresc nivelul de conștiință. Una dintre, sau problema fundamentală a oamenilor, cred eu, este aceea că oamenii se confruntă cu o stare profundă de inconștiență. Inconștiența este starea care ne ține în întuneric din multe puncte de vedere și încă de când a venit Iisus pe pământ, asta a spus și El, ultimul lucru pe care l-a spus pe cruce, dacă vă aduceți aminte, Biblia, Cartea Cărților, cea mai mare carte din toate timpurile, Iisus a spus, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Ce înseamnă asta? Iartă-i, Doamne, că sunt inconștienți. Sunt inconștienți. Așadar, inconștiența este starea primitivă din noi care face răul din lume. Nu o să vedeți niciodată un om conștient care să, măcar să omoare un gândac. Un gândac trecând pe stradă, de exemplu. Ei, asta este inconștiența umană. Nu trebuie să ajungem acolo și eu sunt sigură că dumneavoastră, toți cei care sunteți aici, în niciun caz nu sunteți acolo. Însă, cu toții, inclusiv eu mă mai lupt cu așa ceva, încă avem în subconștientul nostru o mulțime de programe negative venite din gândurile noastre greșite, din gândurile noastre negative. Când zicem gânduri negative, când spun eu gânduri negative, să știți că pregătesc o carte și sper să o lansăm și pe aceea la Calafat. Nu știu că o să fie foarte curând, pentru că încerc să mă concentrez să aduc în ea niște metode de ieșire rapidă din subconștientul negativ. Și încerc să mă concentrez așa de bine să le pot da atât de bine încât în momentul în care au fost aplicate, de exemplu, o persoană care este depresivă să poată să iasă repede, îndată ce a citit cartea din depresie. Și acum cele două cărți ale mele, Pași către tine însuți, Vindecarea cauzală și Puterea frumuseții interioare, conțin niște pastile care sunt structurate pe teme. Iubirea, mintea, gândirea, fericirea și așa mai departe, toate temele importante ale vieții și toate, fără nicio excepție, au puterea de a ridica nivelul de conștiință, însă nu doar citindu-le, ci practicând fiecare pastiluță. De exemplu, fiecare zi, într-o zi, îți propui, astăzi am să mă comport cu iubire față de toată lumea. Mâine am să dăruiesc ceva, începând de la un zâmbet și așa mai departe. Deci fiecare pastilă ridică nivelul de conștiință și de energie al persoanei care citește. Eu sunt un mare căutător, sunt o persoană care s-a transformat pe sine din mers cu multă, multă muncă. Am să vă spun că dacă vreți să ieșiți din negativitate așa sau din nefericirea pe care o simțiți uneori sau să vă îndepărtați problemele de viață, trebuie să munciți un pic. Copilul, cum sunt copilașii aceștia doi minunați, cele două fetițe de aici, copilului îi se dă fericirea, e de sus, de la Dumnezeu, îi se dă gratuit. Copilului, pentru că el este inocent și pentru că nu are încărcătură energetică greșeală, eroare, nu are eroare care îl va duce mai târziu la karmă, apropo de karmă, karma este consecința acțiunilor noastre, dar nu doar acțiunilor fizice. Atenție! Este consecința acțiunilor și în primul rând a celor pe care le facem mental, emoțional și abia apoi fizic. Niciodată nu facem ceva în fizic fără să fi făcut înainte în non-fizic. Totul mai întâi este acolo undeva în plan subtil. Nu știu dacă acceptați cu toții că noi suntem mai mult decât corpul fizic.
E cineva care acceptă altfel? Mâna sus. Acceptați că suntem numai în corp fizic? Nu. Ia să vedem. Cine crede că suntem mai mult decât corpul fizic? Domnul Coman, dumneavoastră credeți că suntem numai în corp fizic? Domnul Coman este prietenul meu vechi de la Craiova. Domnul Mihai Ovidiu Coman, un prieten foarte vechi. Eu am făcut multe lansări la filia și domnia sa era printre organizatorii lansărilor și anul trecut am fost la filia și cu ajutorul domniei sale și iată că acum a venit și la dumneavoastră la Calafat. Mulțumesc că ați venit, ați făcut un drum, un drum minunat, dar sper că o să plecați de aici un pic mai frumos, pentru că ați dăruit ceva. O să vedeți că Marius, teoria fundamentală a lui Marius este teoria dăruirii. Asta este e principiul lui fundamental de viață. Deci spuneam că acțiunile noastre mentale, acțiunile noastre interioare, ne determină și comportamentul. Ne determină comportamentul. Dacă noi ne gândim destructiv sau gândim furios sau judecăm lumea, o să creăm o stare de furie în subconștientul nostru și din această furie, care se va autodeclanșa automat din subconștient, riscăm să facem multe prostii și le facem. Și să știți că le mai fac și eu. Nu așa de mult și de des ca odinioară, ajungem printr-un exercițiu atent cu noi înșine să le scurtăm astfel de ieșiri ale noastre, dar inclusiv cele legate de gândirea negativă, însă se poate ajunge foarte departe. Dacă ne gândim la mântuire, să știți că mântuirea înseamnă curățarea de energia negativă, de gândurile noastre destructive, de programele pe care le acumulăm sau de ceea ce creăm noi în relația cu experiențele noastre de viață. Ceea ce ne vine din viață, și asta o să vă explice Marius și mai bine decât mine, nu este altceva decât oglinda interiorului nostru. Cum însă ne uităm în oglindă, aș vrea să știți că există foarte multe teorii despre cum ne uităm în oglindă. Există moduri foarte greșite de a privi în oglindă și ne spune, păi uite, dacă tu te-ai întâlnit cu cutarele ticălos, înseamnă că și tu ești ticăloasă. Păi nu. Nu așa privim în oglindă. În cartea despre care v-am spus, o să detaliez în primul rând acest principiu al oglinzii, eu îl mai spun și până când va apărea cartea. Aș vrea dacă un șervețel, pentru că am transpirat. Uite aici. Am găsit aici. Da? Să trag de aici. Insisto. Marius, dacă transpiri, te rog să... Preventiv. Mi s-a făcut puțin cald. Conștiință. O stare de conștiință, că de-aia iubim diferit. Iubim diferit. Iubim într-un fel un bărbat, iubim într-un fel o femeie, dacă suntem bărbați. Iubim altfel un copil, nu? Dar nu se poate spune că dacă iubim copilul, nu? Și iubim altfel decât pe soț, nu e tot iubire. E o altă formă de iubire, dar iubire poate să fie extrem de profundă și poate mult mai puternică chiar față de aceea pe care o avem pentru un bărbat. Avem iubirea pentru un animăluț, nu? Ai văzut când vezi un cățeluș, o pisicuță care se gudură, ce frumos, nu? Îți trezește în suflet ceva. Acel ceva care se trezește tot timpul, acea emoție care se trezește în interiorul nostru este oglinda. Este oglinda interioară. Nu ne uităm în oglindă la ce face cel de afară. Noi vedem pisicuța, dar oglinda este în starea pe care o simt eu, în trăirea mea, în relația cu pisicuța. Deci nu ne uităm că un ticălos ne-a făcut o prostie. Oglinda și aceea nu se poate falsifica. Ați văzut că dacă vă enervați, nu puteți să nu vă enervați? Ați observat? Adică dacă te enervezi, te enervezi, pur și simplu, nu? Te enervezi. Aceea este oglinda. Aceea trebuie schimbată atunci când este negativă. Știți de ce avem nevoie să cunoaștem cum anume putem să schimbăm oglinda din interiorul nostru?
Pentru că oamenii care au ajuns la boli psihice îngrozitoare, la nenorociri, la trăiri fatale, la accidente, atenție, da? La lucrurile cele mai rele și mai destructive din lume, acești oameni au acumulat trăirile negative pe care nu le-au transformat și nu le-au conștientizat niciodată. Iar nenorocirea este o invazie a energiei negative sau a programelor negative din subconștient care, la un moment dat, ies pe afară. Sunt ca un, subconștientul e ca un butoi. Pui în el tot felul de mizerii și la un moment dat pui, acelea vor da pe din afară. În momentul în care dau pe din afară, noi ne simțim în criză, în stare de criză. Spunem, sunt în stare de criză. Cum poate să arate criza asta în exterior? Poate să arate așa, cineva drag nouă se îmbolnăvește grav și începem să simțim un stres major, nu? În timpul ăla la serviciu nu știu ce ni se mai întâmplă. Începem iar, băi, dar cum, una după alta, așa? La o scară mai mică ți se strică și mașina de spălat și frigiderul și curentul electric și broasca și iala de la ușă și orac peste pupăză se mai strică și mașina. Înțelegeți? Asta va crea o criză în interiorul nostru, dar de fapt noi zicem că toate alea de afară ne-au creat criza. Ei bine, criza, cauza reală a crizei este interiorul nostru care nu a fost conștientizat, nu a fost modificat, n-a făcut nicio modificare în programele subconștiente și practic am atras legea atracției, da? Am atras acele evenimente. Ce înseamnă asta? Noi trebuie să învățăm că nu suntem separați. Noi nu suntem separați. Noi la nivel subconștient comunicăm cu tot universul. Gândurile noastre nu sunt doar personale. Ați auzit? Se spune că sunt cercetări care arată că un gând vine în mintea noastră chiar cu o secundă înainte de a simți noi în gând. Ca gând. Da? Ce înseamnă asta? Că el este deja într-un câmp subtil. Noi nu vedem gândul, dar ce putere are el? Ia uite când îți vine un gând, băi ce victimă sunt și te apucă plânsul, nu? Nu? Este o putere fantastică în gândul nostru și în interiorul nostru. Gândurile noastre, acolo la nivel subtil, noi suntem unul. Comunicarea la nivel subconștient ține sminte, dacă vreți, de exemplu, să... nu știu, aveți un copil sau un părinte sau o persoană dragă pentru care sunteți îngrijorați, rugați-vă pentru persoana aia, rugați-vă pentru copil dacă a luat o raznă. Dacă a luat o raznă, rugați-vă pentru copil, pentru că s-ar putea să vă fi fost frică că copilului se întâmplă ceva. S-ar putea să vă fi jelit că nu știu ce a făcut și adres că... În interiorul ei. Ei, pe ei înșiși nu se pot înțelege, pot face performanțe extraordinare, pot avea un IQ, oh, ce binevenit e asta, karma, asta e karma pozitivă, când faci, zice că atunci când faci ceva bun, se întoarce ceva bun către tine, iată că s-a întors un evantai. Da, nimic nu este întâmplător. Eu mă uit cu mare drag, m-am uitat, am primit un evantai pe care scrie karma. Îl am acolo în geantă, însă încercând să mă concentrez să-l vorbesc, am uitat de el. Da. Deci, gândurile noastre se aud peste tot. Rațiunea noastră este o problemă fundamentală. De unde vine rațiunea corectă? Din suflet. Din iubire. Nu se desparte rațiunea și iubirea, nu sunt separate niciodată, se determină reciproc. Sunt ca roata karmică. Exact ca roata karmică. Ele sunt stări de conștiință, se bazează pe energie, dar se determină reciproc. Dacă gândim corect, ne apropiem de sinele nostru divin, care este în interiorul nostru. Dacă gândim greșit și ne simțim bine, vom resimți gândul corect, când ne simțim bine.
Rețineți asta. Dacă nu vă simțiți bine, înseamnă că gândiți ceva greșit. Duceți-vă repede și puneți-vă întrebarea: ce gândesc eu acum greșit sau lipsit de logică și trebuie să vă corectez. Vă garantez că îndată ce vă corectați gândurile greșite, o să vă simțiți pe loc bine. Conștiința răspunde instantaneu gândului corect. Asta este o descoperire fundamentală pe care a făcut-o umanitatea, dar pe care încă nu o folosește. Există oameni care au cercetat fenomenul până la un punct, dar este o descoperire fundamentală și este atât de simplă. Dacă ne simțim rău, ceva gândim greșit. Mai mult, dacă ne simțim greșit, s-ar putea să gândim cu casetele, cu melodiile vechi pe care le-am înregistrat în experiențele de viață din trecut, adică ne punem propriile manele și ne cântă acolo în cap și noi le repetăm așa una după alta, cu toate că în fața noastră e cu totul altă situație. Însă noi nu mai vedem că e aceea. Lumea din afara noastră devine ce suntem noi în interiorul nostru. Noi nu percepem cu adevărat lumea exterioară. Noi percepem cum putem noi din interior și iată de ce ar trebui noi să ne apropiem mai mult de iubire, să înțelegem cât mai mult, să avem cât mai multe lecturi, dar lecturi adevărate, lecturi puternice, lecturi care ne sprijină să cunoaștem adevărul. Știți care sunt gândurile adevărate ale vieții noastre? Sunt numai pozitive. Numai cele pozitive. Să spunea că, dom'le, păi cum cu gândirea pozitivă, că nu e bună, că... Păi nu e bună pentru că tu ești încărcat cu totul în inconștient, sigur că pentru tine tu nu o să simți. Dacă tu ai fost supra-încărcat cu negativitate, nu o să simți gândirea pozitivă imediat. Va trebui să faci un exercițiu de a... Ți se pare în momentul în care gândești pozitiv pe un fundal de energie negativă pe care ai practicat-o în trecut prin modul tău de a gândi și a simți și a te comporta, da? S-ar putea să simți că nu simți nimic. Adică dacă vrei să fii ești din depresie, trebuie să-ți intre bine în cap că prima dată va trebui să înțelegi că depresia cu care te confrunți acolo, o să o simți, dar tu continuă să te rogi la Dumnezeu, continuă să te rogi îngerilor, continuă să spui lucrurile corecte. Știți de ce e pozitiv? Știți de ce numai pozitivul este corect? Pentru că Dumnezeu, Divinul, care este în noi, în interiorul nostru, sinele nostru divin, conține doar iubire. Doar iubire. Asta suntem noi în mod profund. În starea noastră reală și acolo trebuie să ajungem. Noi asta ne-a spus Iisus că înseamnă mântuire, mântuirea de demonii interiori, de gândirea noastră irațională și negativă. Nimic nu trebuie să facem fără Dumnezeu. Eu n-am zis că trebuie să mergem toată ziua la biserică, să știți că nici eu nu sunt din aia să stau toată ziua prin biserici. Dar dacă trec pe lângă o biserică și mă simt atras să mă duc acolo, mă duc, mă mai duc la o slujbă din când în când, mă mai duc la o rugăciune, să-mi facă preotul rugăciune, mă mai duc la o spovedanie, la o împărtășanie, însă nu în mod așa habotnic. Niciun act de fanatism nu este bun. Însă Divinul, Divinitatea, este în noi. Unde e Dumnezeu, zicem noi? O fi în spațiu, o fi în infinit. Nu e. E în interiorul nostru. E în interiorul nostru și când nu simțim iubire, este pentru că suntem deconectați de la sinele divin din interiorul nostru. Ne deconectăm de la sinele care este iubire. În momentul în care ne simțim rău, înseamnă că suntem la distanță mare de iubirea care este în interiorul nostru. Asta se întâmplă. E foarte simplu. Cu cât distanța dintre noi și sinele divin care este în interiorul nostru este mai mare, cu atât ne vom simți mai rău. Deci când vă simțiți la pământ, să știți că sunteți departe de Dumnezeu și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să
ne rugăm Domnului să ne ajute să ne putem întoarce la loc. Când nu suntem bine cu noi, suntem departe de Divinul care este în noi. Dovada existenței lui Dumnezeu suntem chiar noi. Noi suntem dovada că Dumnezeu există, când ne întrebăm, păi nu, de că eu nu-L văd pe Dumnezeu. Păi cum îl vezi în fiecare zi? În copilul tău, în vecinul tău, în omul care trece pe stradă, te privește în ochi, uneori îți spune te iubesc, alteori îți spune te urăsc, alteori nu-ți spune Dumnezeu te urăsc, îți spune eu-l uman. Pentru că eu-l uman l-a uitat pe cel divin. Da? Deci cel divin întotdeauna spune te iubesc. Da? Deci asta trebuie să facem, ne întoarcem la Dumnezeu. Eu o să, aș vrea să îmi puneți mai multe întrebări, dar întâi o să vă prezint pe Marius Ghidel, să vă vorbesc puțin despre el și răspund la orice fel de întrebări. Vă rog să mă provocați că sunt dornică să vă spun cât mai multe lucruri. Și dacă aveți probleme mai personale, mai stăm și după ce o să înceapă Nicu să cânte și chiar după și chiar mai târziu suntem aici să vă răspundem, că de-aia am făcut atâta drum. Și peste câteva luni mi-i trimite 700 de pagini. Hai de mine, zic, doamne, m-a nebunit omul ăsta. Numai că m-am bucurat citind, mi-am dat seama că prin noi chiar lucrează Dumnezeu atunci când îi dăm voie să lucreze. Când lucrează Dumnezeu prin noi? Când suntem tentați să facem lucruri frumoase și bune pentru oamenii din jurul nostru. Când suntem în stare să-i admirăm. Când suntem în stare să-i ridicăm. Când suntem în stare să le dăm o bucățică de pâine sau să le spunem un lucru frumos, să le spunem te iubesc. Dacă cine ne spune nouă te iubesc? Lucrez acum la încă o carte, sunt plină de cărți. Așa, Marius Ghidel a tradus pe Rumi, este un mare, mare înțelept. Rumi a fost un mare, mare înțelept, care, să știți că avea un grad de inițiere fantastică. Nu mi-aș fi dat seama dacă Marius nu-mi trimitea și 4.000 de pagini traduse din Rumi. Eu am început să comentez aceste pagini și Rumi are la un moment dat următoarea afirmație. Ce i-a spus Dumnezeu trandafirului de el a degajat atâta frumusețe? Păi ce putea să-i spună Dumnezeu trandafirului? Ia gândiți-vă. Dumneavoastră, da, te iubesc. Păi nu, dacă nu devenim noi frumoși, nu când spunem te iubesc, cine spune te iubesc în noi? Sinele divin spune te iubesc. Dumnezeu însuși, o să găsiți în cărțile mele acolo acest comentariu, pentru că l-am făcut de acum încă mulți ani, dar iată și Rumi, ce frumos spune Rumi, ce i-a spus Dumnezeu are trandafirului, de el, nu? Are un parfum atât de minunat și e atât de frumos. Și când te uiți la el, simți acea iubire pur și simplu, nu trebuie să îți spune și trandafirul ție mai departe te iubesc. De fapt, Dumnezeu îți spune și dinăuntrul trandafirului și dinăuntrul unei pietre. Îți spune te iubesc, eu sunt aici, eu sunt lângă tine. Ei bine, Marius Ghidel, am avut această inspirație, l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin mine. Și eu sunt bucuroasă că am făcut acest lucru, pentru că a venit cu o cunoaștere spirituală de cea mai înaltă clasă și foarte puternică. Cartea lui Shangri-La, Frumusețea fără margine a Divinului, este o carte vindecătoare. Citind-o, s-ar putea ca subconștientul să se mai revolte. Subconștientul se revoltă atunci când este încărcat negativ. Însă după revoltă se produc descărcări și conștiința umană și conștiința noastră începe să crească. Începem să ne curățăm, să ne purificăm. Marius, ia hai să ne spui tu puțin. Marius a avut niște experiențe speciale. Decât noi și cum este că cea mai mare parte a vieții lui credea că toți suntem la fel.
techno. Așa. Marius a avut niște experiențe speciale. El își aduce aminte despre călătoria spiritului lui în univers înainte de a se naște în acest trup pe pământ. Ați auzit bine? Da. Da? Ați mai auzit și probabil ați citit multe cazuri și multe situații de genul ăsta pe internet sau ceva asemănător, dar cred că una este să citești despre cineva și alta este să-l ai în fața ta. Așa că, Marius, te rog să le povestești prietenilor noștri deja, pentru că, uite, m-au făcut să și, fără să-mi ceară nimic, m-au făcut să le promit că mai vin. Nu? Asta e frumusețea. Asta e puterea de convingere. Sufletul și iubirea au cea mai frumoasă putere de convingere. Le simți imediat și îi exprimi răspunsul înainte de a-ți fi pus întrebarea. Marius? Prima carte, Shangri-La, este un prim nivel de pătrundere în câmpurile subconștientului. A doua carte, care o să apară prin toamnă, este al doilea nivel și al treilea este un nivel mai profund, adică ceva mai greu de acceptat pentru ego-ul nostru. Este lumea de dincolo. Nu am întâlnit decât un singur om până acum despre pătrundere în subconștient. Păi, se ia în felul următor. Tot ceea ce spune eu-ul nostru, ego-ul nostru, nu este adevărat. Pentru că el nu știe decât să nege, să acuze, să critique, să învinuiască, să condamne. Deci când noi facem așa ceva, nu este adevărat ce ne spunem. Am luat inversul fiecărei asemenea afirmații și am adus argumente acestui invers până obțineam în mine o stare de relaxare, de bucurie interioară. Asta înseamnă că când apare această stare în mine, apare în toți. Deci este fiecare om care va lua contact cu aceste cărți, va obține aceste stări de recunoaștere. Deci ce s-a vindecat în el? Se vindecă în fiecare, nu știu dacă știți despre teoria Ho'oponopono, de exemplu, o cunoașteți, știți ceva despre asta? Este un mare inițiat, Ihaleakala Heulen se numește. Domnul acesta avea o teorie, tu trebuia să repeți tot timpul, te iubesc, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat în mine și ți-a creat, nu știu, o boală, o situație, o problemă, te rog, iartă-mă, mulțumesc. Deci te iubesc, îmi pare rău, te rog, iartă-mă, mulțumesc. La nesfârșit, când cineva, altcineva are o problemă. De ce? Pentru că el spunea ce spune și Marius acum, că atunci când un program din interiorul tău, din subconștientul tău s-a vindecat, se vindecă. Ihaleakala Heunen spune că nu doar în oamenii care au problema respectivă, ci până la nivel de viață minerală, vegetală și la nivel de atom. Suntem interconectați, nu suntem separați și de aceea această teorie este probabil cât se poate de plauzibilă. De aceea dacă se vindecă, să știți că atunci când sunt bolnavi copiii sau au probleme, copiii au probleme, au părinții probleme. Părinții trebuie să-și rezolve subconștientul lor încărcat. Părinții, la rândul lor, pot să aibă, să preia de la părinții lor și de la bunicii lor. Karma, pentru că vorbim despre karma, există și în forma aceasta. Ea este o consecință care se poate transmite de-a lungul generațiilor, în timp. Deci există acest tip de karmă, există și karma orientală. Orientalii vorbesc despre karmă ca despre consecințe ale acțiunilor noastre dintr-o viață în alta. Adică ce trăiești acum, ai păcătuit în altă viață și acum trebuie să suporți sărăcia, mizeria, lipsurile sau ce probleme ai tu sau boala, pentru că tu cândva într-o altă existență ai încălcat legea divină, legea spirituală. Dar ceea ce se poate vedea în procesele terapeutice cu oamenii, și vă spun că nu există nicio persoană, dar niciuna, care să nu aibă așa ceva, există preluări karmice, programe karmice care se transmit pe linie familiară dintr-o generație în alta. O spune și Iisus Hristos. Spune și Iisus Hristos că păcatele se transmit până la al șaptelea neam.
Da? Noi putem să vedem astăzi foarte ușor în terapie, pentru că nivelul de conștiință al omenirii a crescut și karmele sunt mult mai evidente și apar mult mai repede. Mai mult, atunci când omul este mai pur, mai curat, mai frumos în interiorul lui, karma poate să vină foarte repede. Adică dacă ai aruncat o sămânță pe stradă sau o țigară pe stradă, s-ar putea ca la colțul următor să vină unul să-ți dea un pumn în freză și nu știi de unde l-ai luat. Da? Este pentru că tu ai încălcat legea spirituală, dar tu ai sufletul curat. Dacă îți vine foarte repede o karmă peste cap, înseamnă că ești foarte curat. Stai bine. Așa, la regulare imediată, am gândit ceva rău despre țigani. Și n-a trecut de probabil două săptămâni, pe stradă, mergând, a observat un țigan în față care nu s-a întors la ea absolut deloc, un țigan solid. Și când s-a apropiat de el, a observat că într-o dată bun s-a întors și a scripat în față. Din clipa respectivă, s-a făcut frică să mai gândească ceva rău despre nimeni. Ah, deci persoana a conștientizat, da, că era o karma. Da, conștientizat că vine înapoi ceea ce... Întotdeauna vine înapoi ceea ce ești tu. Deci te întâlnești în fața ta întotdeauna cu tine însuți. Deci lovitura care îți vine din față rău, care îți vine din față, este orgoliul tău. Oprește orgoliul în tine și atunci nu mai vine nimeni. Nu te poate ataca nimeni niciodată. Deci ca să te atace, trebuie să ai arme interioare. Adică să ataci tu înainte. Despre lumea de dincolo este ceva fantastic. Am trăit cu singurul om care a măturisit același lucru, un sihastru, care avea darul de a vedea în trecut și în viitor. I-a murit soția la naștere, deci la început a fost un om obișnuit, și copilul. Și de supărare s-a dus la mănăstirea Cernica. La mănăstirea Cernica era dificil să stea cineva cu el, pentru că spunea fiecăruia, tu faci asta, în chirie, tu faci asta, tu faci asta, s-a supărat pe el și l-a dat afară. Și atunci s-a dus în munte și a stat cu sihastru trei ani de zile, și de aia a învățat lucruri deosebite. Dar singurul care mi-a adus mătărie din lumea de dincolo, același lucru pe care l-am văzut și eu, adică? Cu Dumnezeu pe un tron, au fost multe discuții pe seama aceasta, că nu se poate așa ceva. Deci se confirmă perfect credința creștină. Deci Marius l-a văzut între altele pe Dumnezeu și are o amintire despre Dumnezeu. Mulți oameni spun, dom'le, dar cum, adică cum de tocmai Ghidel l-a văzut? Păi da, să zic, eu cred că l-am văzut toți. Și da. Eu cred că toți l-am văzut, numai că nu i-am uitat. Nu i-am uitat. Da? Domnul Facaș chiar m-a întrebat, dacă te nășteai în India, poate l-ai fi văzut ca un elefant sau altceva. Și am spus, domnul Facaș, asta s-a întâmplat înainte de a mă naște, nu știam de mine. Da, apropo de faptul că poți să proiectezi imaginea pe care o vezi să fie o proiecție din subconștient. Da, dar dacă în lumea de dincolo există mai multe existențe, sau dacă pe acolo trecem prin diferite existențe, prin diferite forme, sigur că și acolo putem să... Nu am văzut decât globulețe, nu există. Deci sufletele au formă globulară. Sufletele obișnuite sunt ca niște baloane de săpun cât capul unui om, multicolore. Dar sufletele mai evoluate sunt cât o minge de plașă, mai mari, și sunt albe, ca și când ar avea o lumină în interiorul lor, mate, albă, mate. Cam atât am zis. Tu ai noi trebuie să le transmitem oamenilor un mesaj, și anume acela că noi nu suntem întâmplători pe Pământ. Ăsta este motivul pentru care eu am și ținut să apară cartea lui Marius. Noi nu suntem întâmplători în lumea asta și ceea ce facem în lumea asta contează. Ceea ce facem acum și aici și cum ne transformăm pe noi și cum ajungem să ne conștientizăm și cum ne apropiem de mântuire și de frumusețe și de frumusețea sufletului nostru, pentru că noi suntem cu toții frumoși în esență, fiindcă suntem divinul întrupat. Divinul care a venit într-un trup ca să aibă o experiență. Această experiență nu este întâmplătoare. Dacă ne ducem să căutăm care este sensul vieții, păi nu vă duceți departe. Unde sunteți? Acolo unde sunteți și ce faceți în fiecare moment pe sensul vieții? Ce faceți în fiecare moment? Dacă spălați podelele, spălați-le
cu dragoste și cu bucurie, pentru că acolo este sensul vieții. S-ar putea ca într-o, cine știe când, cândva, să fi fost o doamnă foarte sclifosită, care n-avar n-avea să spele o podea. Și a venit acum la exercițiu. Posibil, spun și eu, posibil, nu știu exact, însă ceea ce știu este ceea ce spune și Marius, că avem nevoie să acumulăm iubire, pentru că dincolo ne vom duce, vom rezona, ca și aici, legea rezonanței funcționează, și cum rezonăm aici cu, iată, cu o întâlnire spirituală, cu un cântec minunat pe care îl cântă Nicu Nicușor, nu? Cu un Marius Ghidel, cu karma, cu karma pozitivă, iată că suntem într-o karma pozitivă în această seară și în acest loc, chiar suntem într-o karma pozitivă, așa și acolo intrăm în rezonanță în funcție de ce am făcut pe aici. Adică noi nu luăm, într-adevăr, cum ne-a spus Iisus Hristos, dacă vreți să mergem la cea mai mare carte a tuturor timpurilor. Ne-a spus Iisus Hristos, nu? Că noi trebuie să ajungem la mântuire. Nu putem să ne ducem pe acolo să rezonăm cu iubirea, cu frumusețea și cu binele, dacă nu îl creăm aici. Nu luăm după noi nici mașini, nici case, nici trotuare, nici lucruri, nici haine, nici bijuterii, ci luăm după noi toate bijuteriile minunate pe care le creăm în interiorul nostru. Cum am iubit, cât de fericiți am fost, cât am dăruit, cum am fost de frumoși în această lume. În această lume, un om, o ființă umană, dacă nu-și simte sufletul din ea și dacă nu trăiește cu sufletul, la nivelul sufletului, să simți că ai făcut o chestie cu tot sufletul și că nu mai e, nu ai altă condiție pentru asta, dacă n-ai făcut-o așa, tu nu ai energie. Mare știe mai bine decât mine asta, da? Deci noi venim să... Asta m-a surprins pe mine când am venit în viață, vedeam că toată lumea se vede diferită, dar eu vedeam același suflet peste tot. Deci în fiecare din noi este același suflet. Când îi facem rău, celălalt îți faci ție un rău. Deci trebuie neapărat să-ți vină înapoi ceea ce ai semănat. Iubirea. În lumea de dincolo există un prag, sus, sus de tot, aproape de divin, și dincolo de pragul acela se vede un soare, dar seamănă foarte bine cu soarele nostru, numai că fiecare rază lui nu este termică, este un soare de iubire. Și ai conștiința că fără acea iubire nu poți să existi. Deci ești legat total de acea iubire. Bine, călătoream spre viață, a venit un înger mai mare decât toate globulețele de acolo și avea foarte multă iubire. Mi-a proiectat în spațiul lui ce a fost pe pământ, a fost un om de nimic, de care toți își băteau joc. Dar el iubea așa cum erau și niciodată nu s-a revoltat. Și ne-a luat în seamă, una de dincolo poate să fie șeful nostru. Am un prieten care s-a dus la doamna Valentina. Doamna Valentina la Iași, o clară văzătoare, oarbă. Și când te duci la ea, trebuie să te duci cu soțul sau cu soția, să duci cu soția. Obiceiul lui era să-și bată joc de ea tot timpul, să o desconsideră, este o femeie extraordinar de bună. Și primul lucru care i-a zis, a zis, tu ești hițos, adică cred că înseamnă râpiitor, nu? Da, în moldovenește. Ești arțăgos. Și, dar să știi că în lumea de dincolo, soția ta va fi șeful tău. Deci invers. Ce veste grea. Și omul care în lumea asta este foarte blând și bun și înțelegător, în lumea de dincolo este foarte sus. Și am urcat pe scara raiului, n-am reușit să urc de pe 15-30%, a venit îngerul și m-a împins în sus. Sus de tot, după prag, este un tron, este Dumnezeu, este mare ca dimensiune, un bătrân cu păr alb, barbă și veșminte argintii, strălucitoare, stând pe un tron în aer. De la genunchi în jos sunt un fel de vată sau ca niște norișori, nu se văd picioarele.
și s-a căsătorit, s-a cuvântat, că s-a cuvântat, m-a speriat. După care și-a dat seama că am temeri și a zâmbit. Când a zâmbit, s-a transformat în soarele acela de lumină pe care l-am văzut de partea, din partea cealaltă. Și așa că a pornit călătoria spre viață. Am intrat în soarele acela de iubire, care este format din puncte aurii de fericire. O stare de extaz deosebită și în jur m-am adus să văd iadul. Este primul iad, că sunt două. Acelea erau cu irecuperabile, erau globulețe cenușii care stăteau înghisuite lună în alte și suplete, țipau. Spune în loc suplete, de globulețe, suplete, ca să înțeleagă oamenii ce sunt globulețe. Da, suplete care au fost trimise pe pământ probabil de mai multe ori. Trebuiau să dăruiască și au luat această sarcină și s-au ocupat de interesul personal. Că asta înseamnă diabolizare. Interesul personal pus mai presus decât orice. Și țipau. M-am apropiat de ele ca să văd de ce țipă. Au fost pe pământ, puteau să dărească și n-au dăruit și nu mai știau dacă vreodată mai puteau să mai fie trimiși pe pământ. Și regretul respectiv îi bătea în conștiință, îi bătea în infinit și era cumplit. Am plecat din zona aceea și am ajuns la un fel de... Jos întotdeauna un tunel, cam un sol de la chiuvetă și te arunci în tunelul acela care am văzut cu regula Burghiului, deci este o lume fizică. Și până la jumătatea distanței nu am avut niciun fel de probleme. După jumătatea distanței încep să iei corpul subtile, ca cojile de la ceapă. Și, și asta o percep ca o greutate. Și atunci am zis, Doamne, dăm, pentru că simțeam multă iubire de dăruit, fiecare înger de acolo abia așteaptă să vină pe pământ, pentru că numai aici are posibilitatea să dăruiască. Adică are situații dificile pe care trebuie să le treacă. Și i-am spus așa, dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți, îmi dat seama că poate să dea greutăți mai mari decât pot să duc. Și repede am spus, dar nu mai mari decât pot să duc, ca să nu rămână așa definitiv. Deci n-am cerut plăceri, n-am cerut satisfacție, am cerut greutăți. Adică asta înseamnă neplăceri. Pentru că neplăcerea te ridică. Deci noi avem nevoie de greutăți, de neplăcere, avem nevoie de suferință. Suferința este mântuitoare, noi fugim de ea. La ce mod te ridică? Explică puțin cum te ridică suferința. Cum anume, care este procesul? Când un lucru neplăcut vine la tine, vine pentru că nu mai ai energie vitală. Deci un om rău vine spre tine ca să te încarci cu energie și să-ți dea viață. Și noi zicem că e rău și ne sporăm pe el. Dacă reziști și lupți, urci pe un nivel superior de presiune din partea forțelor cerului și îți faci și mai mare rău. Deci, întotdeauna când ceva neplăcut vine la tine, singura soluție este renunțarea și retragerea. Deci renunță să te lupți cu răul, pentru că luptând cu el, tu pierzi energie, energia sufletului tău se diminuează în momentul războiului. Noi, legea spirituală, să știți că legea spirituală confirmă întru totul, eu dacă n-aș fi avut o cunoaștere, n-aș fi înțeles ce spune Marius. Confirmă întru totul acest lucru. De ce? Păi avem liber arbitru. Avem liber arbitru și liberul arbitru este sfânt. În liberul arbitru este chiar în starea noastră de conștiință. În conștiința noastră, dar în starea de a fi conștient. Să știți că noi folosim, adică ne facem greutățile și problemele și necazurile și emoțiile negative, trăirile negative pe care le facem, prin alegerea noastră. Noi alegem cum să reacționăm la un lucru. De exemplu, acum pot să mă supăr că se joacă copiii, dar eu mă bucur. Adică aleg să mă bucur și nici nu mă deranjează. Acest lucru nu mă deranjează deloc. Dacă m-aș fi supărat, aș fi început să țip la copii, eu mi-aș fi creat mie un prejudiciu, dincolo de faptul că aș fi creat un prejudiciu peste tot, în toată sala asta, mi-aș fi creat în primul rând mie karma, da? Dar una negativă. Deci eu în loc să fi câștigat energie, pierdeam energie. De ce? Pentru că alegerea făcută de liberul meu arbitru a fost greșită. Era o presiune asupra celuilalt să facă ceva ce vreau eu. Păi stai puțin, dar ăla are și el liber arbitru. El trebuie să aleagă. Da? Deci, iubește-mă. Păi da, dar nu pot să... Nu pot, nu simt, nu-mi vine, nu-mi vine. Da? Păi da, dar iubește-mă neapărat. Știți? Când spunem noi uneori iubitul, iubitei, mamei, tatălui, iubește-mă cum vreau eu. Sau iubește-mă. Nu este. Deci e o presiune
pe care o facem asupra liberului arbitru și trebuie să devenim tot mai conștienți de ea. Când facem o presiune asupra liberului arbitru a altei persoane, presiunea se înregistrează automat în propriul nostru subconștient și de aceea ceea ce spune Marius este cât se poate de real. Da? Presiunea pe care am creat-o, am exercitat-o rezistând la atacul care vine către noi, devine energie negativă și mai mare în propria noastră ființă, în propriul nostru subconștient. În acel moment am pierdut energia sufletului și pierdem contactul cu sinele nostru divin. Da? Eu explic ceea ce Marius știe. Eu am învățat căutând, el știe pentru că a trăit, are trăirea. El este un trăitor. Este mai adevărat decât noi cei care suntem niște căutători. Te rog, Marius, continuă. Și la sfârșitul vieții se adună toate elementele, toate raiurile și toate iadurile noastre, algebric. Și după care, când trecem în lumea de dincolo, ne ducem exact pe dreapta pe care o merităm. Al doilea iad este iadul de până la fluviu de gânduri, cele două lumi sunt despărțite de un fluviu de gânduri, care curg foarte repede. Și acolo, când ieșim din corp, imediat dăm de acest iad. Este o lume care seamănă cu lumea noastră, adică sunt copaci, sunt clădiri, sunt oameni, dar poziția care o ocupăm acolo este foarte importantă. Pentru că, spre exemplu, Vecioară, povestește în cărțile lui, a fost să-și vadă părinții. Este un... un mare inițiat pe care eu l-am și cunoscut de altfel când, pe vremuri când eram jurnalist la evenimentul zilei. Cred că a fost unul dintre puținii iluminați care au trăit în România după Revoluția din 1989. El a murit până în anul 2000. Da, eu l-am cunoscut și am avut un rateu în sensul că nu l-am recunoscut pentru că probabil eram prea tânără și la vremea aia ca jurnalist, mai ales la evenimentul zilei, căutai subiecte senzaționale. Când l-am văzut pe Ilie Cioară, eu am vrut să-mi arate că vorbește cu lumea de dincolo ca să dau și un articol ca lumea. Ei bine, Ilie Cioară ridicase de la acel nivel, el putea să facă asta, dar nu mai vrea să o facă pentru că deja era spiritual foarte sus. Dacă, de exemplu, dacă pe mine mă spune acum să vă... Eu pot să știu un lucru, câte un lucru despre dumneavoastră, dar dacă mă întrebați și mă puneți să vă ghicesc, nu să vă ghicesc niciodată. Ați înțeles? Da? Deci, în momentul în care ai înțeles legea spirituală, nu mai faci premeditat exerciții de vorbit cu spiritele sau nu știu ce lucruri de genul ăsta, deși vă spun că este posibil. Eu chiar zilele trecute am fost la un curs și la cursul acela a fost predat inclusiv ceva de genul ăsta, deci se poate. Și Ilie Ceară ieșea pe toată suprafața corpului. Deci, cel care iese pe suprafața corpului, se duce doar în prima parte a lumii de dincolo. Părinții lui aveau o avere mare și la comunism au venit comisarii partidului să-i confiște toată averea și tatăl lui i-a întâmpinat, a venit și mama lui și i-au zis, toată averea trebuie să o luăm. La care el a zis, bine, luați. La care mama lui s-a supărat, pentru că probabil că primise dotă, nu? Toate lucrurile acelea și era atașat de ele. Supărarea a păstrat o viață întreagă și la ieșirea din corp, când s-a dus să-și vadă părinții, tatăl lui era foarte sus, prin simplă acceptare, deci fără rezistență. Și mama lui era foarte jos, era într-un subsolul unui clădiri. Și nici nu o vizitase. Deci noi ne stabilim raiul și iadul foarte simplu, în fiecare din acțiunile noastre. Din cauza asta este foarte important ce gândim, cum gândim și cum ne comportăm. Comportamentul stabilește poziția pe care urmează să luăm lumea de dincolo. Nu știu ce zic. În momentul în care dăruiești, tu te încași cu energie invers decât credem noi. Noi facem economie de dăruire, dar e pe dos. Noi când nu dăruim, pierdem viață. Sănătate, viitor, timp, deci ca fraierii. E o pustie.
ar trebui să dorim continuu. Și eu am una dintre experiențe care am povestit-o în aceasta, când eram mic, nu știam să mă joc cum se joacă toată lumea, îmi inventam jocuri de acesta, de călătorie în timp. Și mi-am zis așa odată, dacă mișcarea rapidă este lumea noastră, dacă eu fac mișcare lentă, pot să ies din lume. Și am încercat lucrul acesta o lună de zile. Făceam mișcare lentă, în același timp eram conștient pe momentul prezent și personificam toate lucrurile, le considerăm ca ființe, chiar dacă era ușă, trolebuz, vorbeam cu ele. Așa, și la un moment dat, după o lună de zile, deci vorbeam cu Dumnezeu, nu știam că îl cheamă Dumnezeu, părinții mei nu erau religios, nu mi-au spus cum îl cheamă, l-am inventat eu, i-am spus ființă. Și vorbeam așa, tu ființă. Și la un moment dat, bucuria pe care o obțineam din mișcare lentă nu semăna cu nimic din bucuria care venea din afară și nu mai convenea să funcționeze în lumea normală. M-am deplasat odată spre ușă, mâna mergea foarte încet ca să apuce clanța și din coloana de tăpare a pornit un buric ca așa să iese din trup. Un buric care când a ajuns în zona ochilor, aveam, m-a cuprins o stare de bucurie deosebită, nu mai puteam să stau în trup, simțeam că mor și am spus, aveam întrebarea aceasta în cap înainte. Ce trebuie să fac tu ființă? Trebuie să fac abandonul ăsta de sine, de săvârșit continuu? Și atunci din stomacul meu s-a auzit o voce de bătrân, dar care a reverberat în tot cartierul Baltă Albă, din București. Și mi-a spus așa, dar prima dată mi-a zis, dă-ți drumul. Mi-a fost frică să-mi dau drumul. Și când a văzut că să mă abandonez. Dacă a văzut că nu mă abandonez, mi-a răspuns, dar tot timpul. Deci, abandonul ăsta de sine, de săvârșit, trebuie să-l faci în fața fiecare situație de viață în care zine în față. De ce? Pentru că te încași că necie. Când reziști și lupți, tu pierzi viața. Deci, când îi răspunzi celuilalt, îl contrezi, îi faci o răutate, tu, de fapt, pierzi viața și e absurd. Omul care îți face o neplăcere vine spre tine ca să te ajute, un mesager al cerului. Deci, îți dă vitalitate, necie vitală, îți dă viitor. Și se face cel mai mare bine. De ce? Pentru că te scade. Și când te scade, în golul respectiv vine divinul, care este materie magică din care se fac situațiile din mâine. Este ca o mână care se duce spre situația de viață și o schimbă într-o formă la care nici nu te așteptai. Teoria asta a abandonului este recunoscută de unii dintre cei mai mari inițiați ai lumii și, dacă vreți, dumneavoastră o practicați tot timpul. Știți când? De exemplu, când vă doare măseaua, dar rău de tot. Rău de tot. Când vă doare măseaua rău de tot și nu mai aveți nicio soluție să vă treacă durerea, în momentul ăla puteți să faceți un asemenea abandon. Să abandonați, domnule, nu mai știu, dar nu mai știu ce să fac, că nu mai pot, nu mai știu ce să fac, nimic. În momentul în care ai abandonat, atunci vine soluția divină. Deci divinul uneori te lasă să te duci până la fund, să te prăbușești, să te faci praf, pentru că tu singur, noi avem două căi de a merge către bine în această viață sau pe drumul corect, pe drumul către divin, către Dumnezeu, acolo, adică să ne întoarcem la Creatorul care ne-a adus aici, că ăsta e sensul nostru. Ca să ne întoarcem către El, noi trebuie să facem permanent, da, permanent un abandon, dar dacă nu-l facem conștient, îl vom face cu forță. Îl facem inconștient. Da? Tot ce înseamnă criză de viață, înseamnă ne duce până la urmă în această stare de abandon. Și de ce? Pentru că noi ne împotrivim lucrului pe care noi îl credem ca fiind rău sau care vine ca o presiune asupra noastră, însă acea împotrivire, acea rezistență nu este altceva decât un mod în care ne prejudiciem sufletul. Deci, două căi avem, ori cu forța, ori conștient. Din punctul meu de vedere, avem cărți, acum, cât cuprinde, există cunoaștere spirituală, există cunoaștere psihologică, există cunoaștere de foarte înaltă clasă în lume, există cunoaștere inițiatică și spirituală, care acum ceva vreme era accesibilă doar marilor inițiați.
nu era accesibilă publicului larg. Acum această cunoaștere se găsește peste tot, numai ca noi să luăm așa, suntem ca într-o livadă, mergem prin ea numai să culegem mere, că avem, slavă Domnului, ce să mâncăm. Haideți să ne oprim aici, să începem niște întrebări. O singură lucru vreau să vă spun. Da? Răul care ni se face este binele cel mai mare. Este un bine mai mare decât bine. E pe dos, total. Deci, de fapt, noi funcționăm cu ego, dar greșim. Ego este un mincinos și credem în minciunile lui. El, tot ce spune el nu este adevărat. Noi suntem ființă divină care nu știm decât să iubim, să dăruim, să acceptăm, să iertăm. Nu căutăm niciodată ale noastre, e pe dos. În momentul în care cauți totul pentru interesul propriu, tu de fapt pierzi viața. E absurd. Ego-ul este gândirea noastră greșită, ce spuneam la început, da, Nico. Vrem întrebări. Sigur că da, o să-i rog, o să pun eu, o să deschid eu prima întrebare. Și o să te întreb și pe tine și pe domnul Lindel. Pe ce palier energetic vedeți suferința și fericirea, bucuria, asta în contextul în care majoritatea studiilor lumii de-a lungul anilor, a demonstrat că creația, chiar creația divină, creația materială, creația muzicală, literară și așa mai departe, a fost dezvoltată numai prin suferință. Se știe foarte bine că numai prin suferință se ajunge la creația înaltă și nu prin bucurie. Niciun om de pe pământul ăsta, sau stai să termin întrebarea și cum mă răspundeți, niciun om de pe pământul ăsta n-a creat lucruri mărețe atunci când a fost bucuros, fericit, ci atunci când a suferit. Și avem o sumedenie întreagă de exemple. Muzicieni importanți, Beethoven, exact Beethoven, Liszt, Chopin, care fiind îndrăgostit și suferind enorm, a scris Nocturna, sau tot felul de lucruri. Și sunt o sumedenie, nu numai astea muzicale, și literare. Aduceți-vă aminte de Proust, aduceți-vă aminte de Balzac, care a scris opere exact pe suferință. Și în toată demonstrația făcută de inițiație, apropo de lucrurile astea, se arată că niciodată oamenii bucuroși și echilibrați oarecum, nu numai material, ci din punct de vedere spiritual, n-au realizat lucruri mărețe. E, unde vedeți voi acest nivel, dacă le vedeți la același nivel, în contextul ăsta, și dacă divinitatea, apropo de ceea ce vorbeați, dacă divinitatea are un rol aici, adică să-ți aducă, apropo, domnul, dacă divinitatea are rol de a-ți duce suferința tocmai pentru a crea, da. Este extrem de important să lămurim lucrul ăsta, pentru că ni se întâmplă tuturor. Da. Pentru mine opusele sunt egale. Și mi se pare totul bun. Deci tot ce se întâmplă este bun, drept și divin. Când ne ducem spre mai mult interes propriu, noi, de fapt, ne lipim de viață. Când ne lipim de viață, devenim agresivi în interior. Când devenim agresivi, trebuie să fim deslipiți, pentru că fiind în fundal o singură ființă, îi atacăm pe toți. Deci agresivitatea noastră e dorința de a ucide pe celălalt, de fapt. Când te superi pe cineva, vrei să-l omori. Suferința, rolul ei este să te golească. Când te golește, tu ajungi jos de tot. Dumnezeu se află în vale, acolo unde se strâng apele. Nu este sus. În stare de bine nu se întâmplă nimic. Omul care este bine nu vrea să se schimbe, nu vrea să nimic. Deci ai nevoie de sacrificiu de sine ca să poți să... Sunt creatori care își produc un fel de rău. Spre exemplu, beau. Poeți, artiști plastici care beau, starea aceea de rău pe care o au, îi golește, îi duce jos și atunci au inspirația. Deci au nevoie de suferință. Suferința este mântuitoare, este un bine mai mare decât bine. Din cauza asta, noi avem două posibilități de a ne încărca cu energie. Prin dăruire, dar nu avem timp, spre exemplu ne lovește o boală. Trebuie să dăruim repede, dar nu mai ai timp, pentru că te-ai ocupat cu altceva, cu adunatul. Și atunci singura măsură pe care avem la îndemână este înfrânarea. Prin înfrânare, stoarcem trupul și îl transformăm în energie divină.
E singura. Permanent lângă noi. Divinul e aici tot timpul și e aici, e în interiorul nostru, oriunde am fi. Adică fie că sunteți aici sau stați noaptea în pat, când ți vine o idee extraordinară de o melodie grozavă, în momentul ăla te-a inspirat divinul. Tot ce este pozitiv, frumos și dă frumusețe vieții, inclusiv că e o operă de artă, că este... că este carte, că este beletristică, eu știu, Dostoievski, Tolstoi și așa mai departe, sau Beethoven, sau toți marii creatori, sursa de inspirație este fără nicio îndoială de natură divină și este pozitivă. Și este pozitivă. De ce avem nevoie de suferință? Păi n-am avea nevoie. Avem nevoie momentan tocmai pentru că suntem căzuți. Ne simțim separați de divin, deși nu suntem, noi avem percepția că suntem separați de divin și din pricina acestei percepții a separării, a abandonului, eu cred că trauma de abandon este o traumă ancestrală, de fapt nu este una care are cauze adevărate în relația dintre părinți și copii în copilărie, ca dovadă că sunt o mulțime de oameni care n-au fost abandonați de părinți și totuși au vita mai traumele de abandon. Deci noi ne-am simțit abandonați de Dumnezeu pentru că nu l-am mai simțit, nu l-am mai văzut, nu avem acces la El în interiorul nostru. Asta nu înseamnă că El nu este prezent. Ia să ne rugăm noi la îngeraș să vedeți ce repede o să resimțiți prezența, pentru că Dumnezeu nu lucrează doar ca o putere directă. Dumnezeu este o putere infinită. Nu avem puterea, eu-ul nostru nu poate să-și imagineze ce este Dumnezeu. Însă există ființe de lumină care lucrează în permanență prin noi dacă permitem. Atenție, liberul arbitru, dacă îi dăm voie, dacă ne transformăm, dacă devenim pozitivi, dacă ne înfrumusețăm viețile, dacă, cum spune Marius, dăruim, dacă dăruim. Și apropo de dăruire, să știți că nu înseamnă să-i dăruiesc unui miliardar 5 lei. Că ala nu mai e dăruire, aia nu mai e dăruire, da? Deci, atenție, darul corect trebuie să fie, da, dărui, înseamnă a-i dărui celui care chiar are nevoie. Nu îi spun te iubesc căluia care ține concerte și îl adulează milioane de telespectatori din întreaga lume. Adică, de exemplu, eu. Adică, că iubesc. Da. Tu la tine mai încape, așa că noi îți spunem că te iubim cu siguranță și îți mulțumim foarte mult că ești alături de noi în seara asta și apreciem și că este cu tine iubita ta minunată, Iuliana. Deci, Dumnezeu lucrează permanent prin noi. Noi n-am avea nevoie de suferință și suferința nu este corectă. Aici mă bat un pic cu Marius, cap în cap. Nu este corectă, nu este o stare. Ea este bună, până momentan este bună. De ce este bună? Pentru că nu suntem evoluați din punct de vedere al conștiinței noastre. Nivelul nostru de conștiință este încă prea mic. În momentul în care nivelul nostru de conștiință va crește, nu mai avem nevoie de suferință ca să înțelegem lucrurile. Pentru că pentru noi suferința este un contrast. Un contrast care ne ajută să conștientizăm. Când sunt nefericit, ce conștientizăm? Nu? Că, băi, sunt nefericit, vreau să fiu fericit, nu? Vreau să fiu fericit, îți conștientizezi dorința, nu? Dacă nu ai, ce să zicem, ce? Dați un exemplu, ce n-aveți? Ziceți repede, ce n-aveți? Cartea dumneavoastră. Aia, pentru asta nu suferiți, că o să aveți da? Indiferent ce suferință avem, în spatele ei este, conștientizăm automat o dorință, vine dinăuntru nostru. De ce se întâmplă așa? Pentru că noi am putea să fim conștienți dacă nivelul nostru de conștiință și de energie ar fi înalt. Mai mult, dacă ar fi înalt, am conștientizat că acțiunea fizică nu este atât de necesară la modul la care o facem noi. Noi n-ar trebui să alergăm de nebun de colo-colo, pentru că puterea divină care
este tot timpul cu noi, alții le facem locul nostru. Nu trebuie să stăm să ne dăm peste cap, trebuie doar să fim în iubire și să fim fericiți, asta spune și Marius, doar să dăruim, pentru că a duce darul către ceilalți înseamnă a-l primi și să nu aștepți să-l primești de unde ai dat niciodată. Niciodată. Da? De ce? Păi haideți să vă spun, din punct de vedere energetic, dăm acolo unde e gol, acolo unde lipsește. Energia o ducem acolo unde este un gol. De aia, dacă ducem energia unde e plin, adică dacă îi mai dau miliardarului un milion, păi am umplut sacul de pomană, dă pe afară și am dezechilibrat legea universală. Am dezechilibrat legea universală astfel. Atenție, deci, cu darurile. Și când faceți un parastas, ca să fie un parastas, duceți mâncarea celor care sunt flămânzi, nu celor care au mâncare cu nemiluita. Pentru că dezechilibrăm și nu dăruim cu adevărat. Deci a dărui, să dăruim tot timpul, cum spune Marius, miliardarul însă s-ar putea să aibă nevoie de un zâmbet sau de o mângâiere. Ah, s-ar putea să aibă și ăla nevoie de lucruri pe care nu le are. Da? Da. Maria, o singură întrebare vă mai pun. Da. Și pe urmă, o să mai primiți întrebări. Sunt două lucruri care mie mi se par extrem de importante. Poate îmi răspundeți la lucrul ăsta. Apropo de ceea ce ai spus tu acum, adică de invocarea divinității pentru bucurie, pentru dăruire, apropo de lucrul ăsta. Am să vă dau exemplu și cred că și sunt convins că știți. Vechii chinezi daoiștii, așa zis daoiștii, erau niște triburi extrem de bine așezate, cu familii foarte bine închegate și extrem de prosperi, își cultivau singuri hrana și erau atacați de triburile, bineînțeles, opuse. Le furau copiii, le violau femeile, le luau mâncarea și așa mai departe. Și vreau să vă spun că ei îl invocau pe Dao, sau s-a scris, sunt cercetări făcute pe tema asta, îl invocau pe Dao și nu făceau nimic, nu se luptau cu ei sub nicio formă. Îl invocau pe Dao și așteptau ca dumnezeirea respectivă, ca divinitatea respectivă, să-i pedepsească pe ăștia. Deci nu acționau, non-acțiunea, apropo de lucrul ăsta, deci vorbim la modul general acum de non-acțiune în ceea ce ne privește pe noi, ceea ce ni se întâmplă, răul care vine spre noi. Sunt oameni care ne fac rău și simțim totdeauna nevoia să ne răzbunăm pe ei, sub diferite motive, ori să-i batem, ori să le facem reclamație pe la SRI și așa mai departe. Și vin acum în completare cu următoarea întrebare. Dacă ați observat, și sunt convins că da, că nu tot ceea ce ni se întâmplă, chiar vorbeam zilele trecute cu prietenii mei, că nu tot ceea ce ni se întâmplă nouă rău, în percepția noastră rău, este rău într-adevăr. De fapt, ni se deschid alte căi, ni se blochează căile respective, că probabil nu mai merge ca nivel energetic, și ni se deschid altele, într-un timp mai scurt sau mai lung. Și nu tot ceea ce considerăm noi că este bine pentru noi, este bine. S-a demonstrat de multe ori că în timp, lucrurile astea pot deveni extrem de nocive. E, cum vedeți acest lucru? Care noi? Noi? Oameni? Sunt doi de eu. Exact, exact. Este ființa divină și este ego-ul. Dacă exact. Te raportezi la ego, tot ceea ce faci este prost. Când te raportezi la ființa divină, tot ceea ce faci este minunat. Este în prima carte povestia, apropo de Dao, în sensul acesta al non-acțiunii, un împărat avea trei fii. Și se lupta cu popoarele care îl atacau și cu îl tot atacau și de fiecare dată, la fiecare luptă, el mai ridica niște ziduri de apărare, mai săpa niște șanțuri și le umplea cu apă și la un moment dat a fost pe câmpul de luptă omorât. A urmat al doilea fiu. Al doilea fiu a făcut același lucru. Mereu și-a ridicat fortificații și a murit și el pe câmpul de luptă. Al treilea fiu a făcut invers. A pus să se astupe canalele, să se sece de apă și a distrus toată apărarea. Și atunci nu mai atacă nimeni.
Deci dacă nu ți mai faci apărare, nu mai ești atacat, nu mai atragi deci, atacul la în momentul în care atragi, vei fi atacat, că ești atacat cu forța cu care tu ataci. Deci dacă tu oprești atacul, nu te mai atacă nimeni. Nu te fură nimeni, nu se întâmplă absolut nimic. Deci îți vine întotdeauna din față ceea ce ești tu. Marea dramă, de fapt, a celor care trăim momentele astea, pentru că noi trebuie să ne raportăm cumva, nu? Noi trăim niște momente. Sau cum spunea profesorul Dan Farcaș, noi trăim, de fapt, în lumi paralele. Asta e părerea lui. Ții minte că ți-a și răspuns, așa ți-a răspuns, că tu, de fapt, vii din niște lumi paralele, așa cum ți-a răspuns. Ne întrebăm dacă nu cumva se întâmplă lucrul ăsta, dacă noi trăim într-adevăr în lumi paralele și nu conștientizăm de lucrurile. Părerea mea este că noi trăim într-o antilume, adică am construit o lume opusă divinului, opusă iubirii. Deci continuu trăim într-o antilume, nu trăim în iubire. Și mai dau o povestire foarte frumoasă cu Solomonaru, omul care aduce ploaie, tot în prima carte este. A fost un sat care de 6 luni de zile nu mai ploase deloc, crăpase pământul. Toți sătenii stăteau de dimineața până seara în biserică să ruga la Dumnezeu să le dea ploaie. Și Dumnezeu nu le dădea ploaie. Și atunci au hotărât să aducă un solomonar. Au căutat într-un sat vecin. Există un ritual de întâmpinare a solomonarului. Se duce tot satul și îl întreabă, ce vrei să îți dăm? Dați-mă o casă lângă sat și mâncare pentru 3 zile și lăsați-mă singur. Și așa au făcut, s-a dus solomonarul acolo, după o zi a început să plouă, s-au astăpat toate căruri. Tot satul foarte fericit, a venit la el și a întrebat, ce ai făcut? Că noi ne-am rugat atâta timp și Dumnezeu nu s-a împunat să ne dea ploaie. Și foarte simplu, am făcut liniște în mine și atunci tot cerul s-a ordonat după mine. Orgoliul meu este lovitura din față. Dacă opăresc pe orgol, nu mă atacă nimic. Trebuie să ai un eu ca mai este dușman. Ca să apară dușmanul, trebuie să ai un eu. Adică să vrei ceva pentru tine. Deci când te închipui că vrei tu să faci ceva numai pentru tine, atunci treaba aceea pe care o faci nu va ieși bine. Ca să iasă bine, trebuie să faci pentru ceilalți. De ce? Pentru că tu ești ființa divină care este în fiecare. Deci făcând tuturor ce mai mare bine, ție îți faci ce mai bine. E invers. Deci primești binele numai făcând bine. Tu nu te poți bucura singur. Trebuie să faci, să dăruiești. Tu te bucuri numai de bucuria celuilalt. Păi avem câteva exemple aici, de exemplu. Da, da. Cu câte multe. Da, ele dăruiesc foarte mult și au dăruit în ultima vreme. Și iată că primesc extrem de mult prin prezența voastră aici, prin prezența oamenilor minunați care sunt... Eu am bănuiala că nu este nicio persoană care se află încă aici și nu face parte din tacma dăruitorilor. Eu am o întrebare. Da, spuneți. Am urmărit o emisiune în care erați amândoi, într-adevăr, și m-a impresionat extrem de mult ceea ce a spus, pot să vă zic, Marius și Maria, dați-mi voie, vă rog, ca să pot să vă simt așa cum vă percep. Ați spus că bunătatea și dăruirea, putința de a dărui, și văd că și aici și insistați pe această idee cu care sunt total de acord, bineînțeles că ne duce la iubire. Este singura modalitate de a ne apropia de divin, de dumnezeire. De ceva timp, de vreo câteva zile, am o întrebare, pentru că s-a întâmplat ceva la Calafat și eu m-am gândit așa și aș vrea să-mi spuneți părerea voastră. În condițiile în care bunătatea și dorința de a dărui este mai puternică decât instinctul de conservare. Nu poate fi mai puternică decât instinctul. Adică noi trebuie să avem instinctul de autoconservare, este cel mai puternic instinct dintre toate. Venim cu el. Adică în sensul că el este foarte puternic atunci când ne este atacată viața. Da? Când ne este atacată viața,
poate să apară chiar o stare de frică și aceea este singura frică, singura frică autentică care este programată în noi de către Lilin. În rest, toate fricile noastre sunt construite de noi de-a lungul vieții. De orice lucru ne e frică, inclusiv de moarte, inclusiv de moartea însăși care ar putea să vină, dar instinctul vieții de a supraviețui și de a ne aduce misiunea la capăt pe pământ, atât cât ne este destinat să fie, este extrem de puternic. Dar de ce trebuie să-l contrapunem doririi? Cum explicați un gest? Să nu știi să înnoți, să vezi că se neacă cineva și să sari. Să mor tot. Da, da, este, s-a întâmplat așa ceva? Da. S-a întâmplat la Calafat acum? Ieri. Da, acesta este un spirit de sacrificiu peste limita de înțelegere și imaginație. Asta. Da, este peste limitat, deci este o bunătate dusă la extrem care și-a depășit însuși acest instinct de autoprotejare a propriei vieți. A murit persoana respectivă? Da, da, da. L-a salvat pe celălalt și a murit el. Deci l-a salvat pe celălalt. Ei, acesta este sacrificiul suprem pe care putem să-l facem pentru un alt om. Este sacrificiul suprem, probabil că o persoană de genul ăsta s-o duce direct în rai. Mă gândesc și eu cu mintea mea mică la cât de impresionant poate să fie acest gest, la cât de puternic, la cât de puternic este. Adică să-ți dai viața pentru o altă persoană este lucrul suprem pe care îl poți face. Însă, am să vă spun că doctorul David Hawkins, un mare cercetător al stărilor de conștiință, spune la un moment dat și sigur că în cercetările lui a studiat inclusiv problema morții, este o iluzie. Așa, vedeți ce spune și Marius, că lumile sunt despărțite, deci noi când trecem pe lumea elată, trecem printr-un fluviu de gânduri. Și mai mult la moarte, o bucurie foarte mare. Peste Styx? Trecem peste Styx sau nu? Stixul este o metaforă, da, probabil pentru tunelul mai modern de lumină, dar pe care Marius îl confirmă cumva. Uite, Marius spune chiar de aici, auzim, să... Da. Marius spune că atunci când mori este o mare fericire. Mai intervin eu după aceea. Spune, Marius. Deci la moarte o bucurie mai mare decât toate bucurile de pământ. Sufletului, a spiritului este bucuria. Nu, da, a spiritului, a sufletului. Spiritul este mintea. Și spiritul e mintea și legată de trup. Sufletul e altceva. Sufletul este ființa divină din noi, care vine din mare de dincolo, este ca un fungal strălucitor care ocupă tot spațiul. Și la moarte, de obicei, se pleacă pe gură, se deschide gura, se produce un rol la stomac foarte puternic, imposibil de acceptat, nu-ți mai trebuie trupul și atunci deschizi gura și pleci. Când îți vine un tunel, este un tunel care îți vine în față, coboară chiar în fața ta și în spatele lui este soarele acela de iubire. În tunel colcă e o lumină și o stare de fericire deosebită și nu rezistă niciun fel de suflet. Când a venit tunelul în fața ta, ai plecat fără să discuți. Asta înseamnă că trupul este doar o umbră și noi facem tot posibil. Deci lasă trupul fără discuție, nici nu interesează. Deci noi suntem de fapt suflet, dar facem tot efortul pentru trup, care înseamnă partea cea mai mică. Eu i-am dat așa un 3% ca să nu se supără lumea, dar e 0,5%. Deci e nimic. Deci facem cel mai mare efort pentru partea cea mai mică și este absurd. A trebuit să facem invers pentru suflet. Ce înseamnă suflet? Înseamnă orice acțiune gratuită pentru, în interesul celorlalți. Asta înseamnă suflet. Când dăruim fără motiv și fără așteptări, noi ne încărcăm sufletul cu energie. Dar când luăm mai mult interes, mai mult pe bine pentru noi, satisfacții, plăceri, comodități, stabilitate, după respectiv ne pierdem viața. E pe dos decât concepem noi viața. Noi că gândim viața ca o continuă adăugare de mai mult bine la noi. Dar nu e așa. Noi murim așa. Deci, ca să poți să consemn, noi intrăm în viață cu o cantitate fixă de viață. Și fiecare din plăcerile noastre ne consumă viața. Viața nu-ți dă nimic pentru sufletul tău, îți ia. Pentru că toate obiectele din viață nu au energie de la sine. Toate câte există în lumea aceasta trebuie să ia energie de la izvorul vieții, de la Dumnezeu.
Deci nimic din lumea aceasta nu-ți dă nimic. Deci o prăjitură nu vine de la prăjitură, ci vine din tine. Deci prăjitura este ocazia care scoate din tine energia vitală. Deci e total pe dos. Ne gândim, trăim într-o antilume, nu înțelegem lucrurile. Okay. Atunci, să continui ideea. Dacă e o mare fericire când mor, cum se explică moartea clinică? De ce nu pleacă? De ce se întorc? Păi sunt oameni care au în continuare, suflete care au în continuare o misiune aici, să-și termine misiunea, lecția de învățat. La asta să răspund și eu, pentru că aveam de încheiat de continuat răspunsul. Deci doctorul Hawkins spune următoarea întrebare. Credeți că dacă oamenii, toți oamenii care au fost în războaie, de exemplu, s-au dus la război știind că or să moară, dacă acești oameni știau că există moarte, s-ar mai fi dus la război? Deci el spune că oamenii, la nivel inconștient, știu că, de fapt, moartea nu există. Nu este o realitate a vieții și poate că acest domn extraordinar de care ai spus, un copil, acest copil în inocența lui, probabil că s-a conectat cu această cunoaștere. Asta nu, pe de o parte, asta nu înseamnă că noi trebuie să ne sinucidem la fel. Mă gândeam la nivelul, la cât a fost de elevat, să spunem, hai să zicem cum zice Marius, sufletul lui, astfel încât a putut să facă treaba asta, pentru că acum să ne gândim fiecare dintre noi. Cât am sărit? Eu cred că e niciun moment. Eu nu da, problema, că nu și-a pus problema, în acel moment a acționat și simplu dincolo de gând. Mai mult decât. Dar, apropo de moarte, tot o cercetare de data asta a doctorului Hawkins, făcută pe mii de subiecti, a dat următorul răspuns la o întrebare legată de moarte, și anume dacă moartea este scrisă în celulele noastre dinainte de a ne naște. Și răspunsul a fost afirmativ. Momentul morții este scris în ADN-ul nostru și este cunoscut înainte de a ne naște. Deci, într-un fel sau altul, în momentul în care moartea unui om se produce, este inevitabilă. Dacă n-a venit momentul scris în gene, în ADN-ul său, acela scris de Dumnezeu, că acolo îi se încheie misiunea, frica de moarte este inutilă și nu este decât o proiecție a minții noastre. Nu o să mori, stai liniștit, dar când va veni momentul, va fi inevitabil. Acesta este un răspuns al doctorului David Hawkins, vă recomand și cărțile lui care sunt deosebite, dar trebuie creștere spirituală pentru a le citi. Dacă nu, mai întâi lecturi mai ușurele și ceva mai târziu doctorul Hawkins. Deci, dacă a venit momentul, este inevitabil. Dar la el s-a produs într-un mod extraordinar. Pe mine m-a interesat nivelul de conștiință, nivelul de asta mă... și de aceea vreau să aflu și părerea voastră. Că nivelul de conștiință poate fi foarte înalt. Adică cunoașterea că moartea nu este. Mm-hmm. Mulțumesc. Mai vreți să întrebați ceva? Da, în unele cărți bisericei se spune despre cele 7 trepte. Așa. Din descrierea domnului Marius, s-ar părea că este vorba de cu totul altceva, deci față de cărțile sfinte. Trecerea către rai. Nu știu dacă ați întâlnit. Ce, șapte trepte, la ce vă referiți? Care de trecerea sufletului către rai. Acum fiecare numără câte poate, de Dumnezeu da. Știe. Sunt până în fluviul de gând, sunt vămile. După fluviul de gând, un spațiu de punct. Deci în prima treaptă sunt care, cele... Da. În zona de sus ajung sufletele mai rare, mai evoluate și acolo la prag, de la prag se face recirculare. Da. Sunt reluat și cei din zona asta de sub cer, așa l-am spus eu, din zona asta de primul iad, sunt recirculați, dar ce se întâmplă? În spațiul acela, omul trăiește amplificat toate răutățile pe care le-a făcut el celorlalți. Deci toate sunt cuantificate acolo și toate răutățile, toate condiționările cu care ai chinuit viața, le trăiești, adică vin alții și îți fac ție ceea ce ai făcut
tuturor, dar amplificat, adică le simți dureros. Și vă dau un exemplu foarte frumos, nu l-am trecut în carte, un nou prieten de-al meu s-a certat cu soția foarte rău, s-a culcat în situația aceasta și deodată în stare de semivechi i-a apărut în față un globulet. Cearta el a continuat-o și atunci, s-a certat cu globulețul respectiv, globulețul i-a transmis un fel de energie negativă, roșie, spre el, globulețul s-a transformat într-o oglindă concavă, i-a întors înapoi toată energia lui, toată răutatea și l-a țintuit în bat. Mi-a zis, mai toată noaptea n-am putut să mă mișc absolut deloc, propria mea răutate m-a ținut blocat. Deci ca să înțeleagă că de fapt totul ne vine înapoi. Și atunci când avem probleme de viață și de obicei ni se întâmplă în relațiile care sunt sigur karmice, relațiile, știți care sunt relațiile karmice? Relațiile cele mai apropiate, relațiile de iubire, marile iubiri, da? Toate sunt, unele sunt pe karmă pozitivă, altele pe negativă, dar toate conțin și pozitiv și negativ în orice caz. Relațiile karmice sunt relațiile părinți-copii. Apropo de karmă, că am spus că vorbim despre karmă. Relațiile karmice sunt toate relațiile apropiate din viața noastră, cu frați, cu surori. De aceea, atenție mare, pentru că acolo unde este negativitate multă, de exemplu, avem, ne urâm, se întâmplă câteodată să ne urâm un părinte sau să nu fim de acord cu modul lui de a acționa sau modul lui de a ne fi iubit sau a ne fi dăruit și așa mai departe, acest lucru este cu siguranță, cu certitudine, consecința unei karme. Atunci când avem probleme cu oamenii apropiați și întotdeauna vom avea, întotdeauna, chiar atunci când plecăm de la cea mai mare iubire a vieții noastre, vom avea și cele mai mari probleme, pentru că va veni la un moment dat, se va echilibra, va veni inversul, da? Cu cât e iubirea mai mare, cu atât negativitatea pe care o va scoate din subconștientul nostru, s-ar putea să fie mai mare. Ce se întâmplă atunci? Ce face lumea modernă? Divorțează, de exemplu, sau se desparte. N-ar trebui să facem acest lucru, n-ar trebui să ne despărțim de partenerii noștri atunci când intrăm în faza negativă, în faza dureroasă, atunci când descoperim că celălalt nu e chiar așa cum l-am visat, că nu e chiar așa cum mi s-a părut nouă, că nu e atât de bun, că nu e atât de frumos, că nu e atât de minunat. Acele trăsături pe care le are celălalt și negativitatea la care ne provoacă, încă o dată, v-am spus la început, oglinda se află în interiorul nostru și ceea ce este în interiorul nostru trebuie reparat. Să știți că atunci când vă simțiți mai rău, ajutorul de urgență este rugăciunea. Rugăciunea, puneți rugăciunea pe capul dumneavoastră, inclusiv Tatăl nostru, în cărțile mele, Pași către tine însuși, cele două cărți, Vindecarea cauzală și Puterea frumuseții interioare. Veți găsi inclusiv cum să folosiți Tatăl nostru, da? În momentul în care aveți o scădere zdrobitoare, aveți o suferință zdrobitoare sau ceva, o lipsă de soluție. Știți unde sunteți acolo? În mintea subconștientă, scufundați total. Acolo știți ce se întâmplă? Nu mai este liber arbitru, nu mai aveți liber arbitru. Din stări negative vom lua decizii greșite, de aceea este greșit să vă despărțiți de oameni când vă certați cu ei. Dacă vreți să vă despărțiți corect de cineva, trebuie să vă despărțiți cu sufletul curat și fără negativitate. În momentul în care aveți sufletul curat, dacă cealaltă persoană nu răspunde acestei curățenii, acestei frumusețe, acestei iubiri, o să o ducă câmpul de energie, adică sinele divin, legea vieții, legea existenței, o îndepărtează, nu mai poate să apropie de tine, efectiv, nu că nu vrea, dar nu mai poate. Da? Se va duce către acel nivel de vibrație cu care rezonează. Înțelegeți? Nu e nevoie să producem, de-aia nu e nevoie, spune Marius corect, să facem intervenții negative asupra cuiva. Nu, să ne reparăm doar propria noastră negativitate,
Pentru că atunci lucrăm pe toate structurile karmice în fiecare situație de viață. Vreți să știți ce conține subconștientul dumneavoastră când ni s-a spus că trebuie, că nu se poate cunoaște ce e în subconștientul nostru sau în inconștientul nostru? Ba, eu vă spun că cunoașteți tot timpul, în fiecare zi. Știți cum? În fiecare experiență și dacă va călca cineva pe picior în tramvai. Dar și pozitivele, adică pot să și pozitivele. Și negative. Sigur că da, n-am spus, mă refer mai mult la negativitate, pentru că pe ea trebuie să o atacăm. Pozitivul nu avem treabă cu el. Ăla e bun, îl lăsăm acolo. Nu ne luăm de el, îl lăsăm pozitivul, îl lăsăm că ăla este corect. Este corect, este ce facem bine, ce facem corect, atacăm partea asta la alta, că asta este cea care trebuie urcată. Deci, nu luăm decizii importante din stări negative, din furie, din neliniște, din tristețe, din suferință, pentru că veți lua niște decizii greșite de viață. Vor fi greșite, vă veți comporta greșit și veți crea karmă în continuare. Karma aceasta înseamnă atracția unuia și mai rău decât rău dinainte. Da? Nu plecăm la un loc de muncă supărați pe locul de muncă. Dacă avem o supărare, întâi ne dregem în interior. Dacă nu ne place locul de muncă, întâi ne prefacem că ne place până să ne placă. Da? Și după ce... ce înseamnă că ne prefacem că ne place? Înseamnă că creăm în subconștientul nostru un program pozitiv. Mă, îmi place locul de muncă, dar am stat acolo și îmi repet, bă, trebuie să-mi placă ceva. Păi ce îmi place? Păi îmi place. Uite că îmi dă totuși niște bani, iau niște bani. Uite, mă duc cu ei să-mi cumpăr înghețată, să plătesc întreținerea, să aia, să aia la altă. E foarte pozitiv asta, nu? E minunat. Păi dacă nu suntem recunoscători, sunt mulți oameni care nu au un loc de muncă, nu? Măcar pentru că putem să ne satisfacem micile nevoi ale vieții, putem să ne bucurăm de locul în care suntem. Și să știți că dacă suntem într-o situație de negativitate, acolo putem să creștem, acolo e oportunitatea, cum spune și Marius. Deci, de acolo. Ce rău ți se întâmplă, îți trebuie.